Primul punct pe care el mi se pare că îl întâmpină, adică îl bănuiește că l-ar întâmpina o persoană care ar populariza libertarianismul este unde este utopic sau nu utopic, din ceea ce spui tu aici. Și Costel, cum zici tu chestia Dacă e utopic, Rothbard zice că acuzația asta de utopism s-a adus la toate crezurile minoritare. Ce înseamnă utopic? Eu mă gândesc la două lucruri. Nu vorbim de utopie. Un sens e că utopic înseamnă un fel de fals strident, fals care îți sare în ochi. De exemplu, dacă ăștia comuniștii promit egalitate în bogăție și vezi ce rezultă, deci o teorie falsă. Nu se întâmplă așa ceva. Rezultă două chestii. Rezultă o egalitate în sărăcie și rezultă o inegalitate între proli și nomenclatură. Altă chestie utopică în comunism, natura umană. Ei vedeau oamenii ca fiind, nu știu, ca niște îngeri, ca fiind mult mai buni. Răul nu venea din natură, ci din instituții. În esență, din instituția proprietății private. Abolea instituția asta, se termina și cu răul din natura umană. Întrecem la comunism, dispare răul. Rezultă o lume fără întristare. Deci asta ar fi un sens al termenului utopic. Fals, care sare în ochi. Este libertarianismul fals în sensul ăsta? Eu zic că nu este fals. De exemplu, dacă teoria economică prezice că piața liberă, să zicem în apărare, la tribunale, e mai bună decât un monopol, asta e o chestie adevărată. Întemeiată de, justificată de teoria economică. Deci nu e, e o chestie adevărată. Deci ăsta ar fi un sens al termenului utopic. Fals. Un termen fancy pentru fals. Dacă vrei să pară mai șmecher, nu zici fals, comunismul e fals, zice utopic. La fel zici și de libertarianism. Alt sens e legat de probabilitatea implementării și aici libertarianismul e utopic dacă ai în vedere aplicarea imediată. Dar nici în sensul ăsta libertarianii nu sunt utopici. Pentru că ei nu cred că o să implementez mâine libertarianism. Cred că e un proces care va lua ani. Dar chiar zice poate sute de ani. Dacă e să ajungem acolo. Deci al doilea sens ar fi legat de probabilitatea implementării. Deci cum ar veni, bine, Nu e implementat. utopie înseamnă de fapt ceea ce nu, ceva ce nu poate fi, da? Asta Da, e, nu ăsta e există, primul nu sens pe există, care l-ai nu găsit. Nu există. numai că nu există, dar nu poate fi. Nu poate fi. Și al doilea este ceva ce nu poate fi atins, în sensul că nu poți să ajungi la el. Nu într-atât că nu există, cât că Da. drumul până acolo Nu e ar fi popular, imposibil și. e un termen fancy pentru obiecția că nu e popular. Libertarianism. Mersi, știam și eu asta. Doar Asta ar fi că. traducerea. Da, Okay? da. Asta Eu asta am în vedere, dar zic că e o lectură necaritabilă a libertarianismului, pentru că libertarienii nu cred că o să aplici mâine la 12 libertarianism. Nu, știu că nu. În timpul vieții noastre nu vei aplica așa ceva. E un crez radical, deci e un proces imens până ajunge acolo, dacă e să ajungi vreodată. După mine, poziția corectă e să nici nu, nici măcar să fii agnostic, să fii, da, agnostic, în sensul că nu știi dacă va fi aplicat. Poate va fi aplicat. Nu poți ghici frecvența, popularitatea unor ideologii din viitor. Ce va fi în anul 3000? Va fi Da, de social-democrat? acord, dar uite, poți să spui cel puțin că nu e utopic pe primul sens, Da, am zis. știi, Da. ca În primul sens, e pe adevărat. când comunismul e. Da. Pe de altă parte, comunismul n-a fost utopic în al doilea sens. Nu pot spune pe implementarea lui. Ei spun că ar fi fost, nu? Pentru că apărătorii comuniști spun lui de pretutindeni, zic că adevăratul comunism n-a fost niciodată aplicat. Da, deși pe definiția la care aderă ei, știi, colectivizarea mijloacelor de producție, ei s-ar putea apăra spunând că, păi da, n-au deținut muncitorii mijloacele de producție. Și în sensul ăsta, da, într-adevăr, nu s-a aplicat. Doar că libertarienii și nu doar noi folosesc definiția asta mai restrânsă, e suficientă colectivizarea mijloacelor de producție. Cine le deține nu mai contează, ăla e comunism, poate să le deține și burghezia, deci nu contează. Dacă tu ai așa ceva, statul colectivizează mijloacele de producție, nici nu mai contează ce să te ia, poți să fii și naziști. Nu. Mă rog, ca să faci distinția asta între nuanțe, pot spune că e totalitarism. Totalitarism, dacă o dau cu rase și ușe, e nazist. Dacă o dau cu clase sociale, da, sunt Da, comunist. tot Dar ideea că un fel de socialism e, da. ambele sunt totalitare. Da, deci asta ar fi distinția. Un sens care trimite la adevăr și relații cauzale și în sensul ăsta libertarianismul nu e utopic, îi dau niște descrieri
și relația de cauzale chiar există în lume, deci nu e ghicitorie sau... Nu, chiar există acele relații. Dacă să, nu știu, crești salariul minim peste prețul pieței, rezultă șomaj. Nu, asta chiar există, relația asta cauzală. Nu e o pandemie. Și al doilea sens e ala de probabilitate implementării, unde eu zic că nici ar fi utopici doar aia care, nu știu, ar avea așteptări de astea, că o să fie aplicat peste o săptămână. Dar nu, eu n-am cunoscut oameni libertarieni care să creadă asta.